16 consilieri locali, prezența aici în sală. Online este doamna consilier Negrea Anca Elena. Ședința este statutară. Rugăm pe domnul președinte să preia lucrurile. În primul rând, voi supune la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Supun la vot procesul verbal al ședinței din data de 15.07.2022. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Supun la vot completarea ordinii de zi cu proiect de hotărâre privind modificarea HCL 105 din 14 iunie 2022, privind modificarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului creșterea capacității de îngrijire și tratament al bolnavilor de SARS-CoV-2 în Spitalul Orășenesc Ioan Lasker. Și punctul 2, informare privind raportul de audit financiar numărul 53.712 din 17 iunie 2022, decizia numărul 15 din 5.07.2022, emisă de Curtea de Conturi. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. La primul punct de la ordinea de zi, va avea cuvântul doamna Daniela Chirilă, secretar general, care prezintă sentința civilă numărul 348 din 22.07.2022 în vederea depunerii jurământului domnului consilier local Banu Mihai Răzvan. Sentința civilă numărul 348/2022 din ședința publică din 22 iulie 2022 a judecătoriei Moinești. Instanța constată că au fost depuse la dosarul cauzei documentele prevăzute de către dispozițiile articolului 114 aliniatul 2 și 3 din OUG numărul 57/2019 privind codul administrativ. Instanța, considerând că au fost lămurite toate împrejurările de fapt și temerile de drept ale cauzei, reține cauza spre soluționare. Pentru aceste motive, în numele legii, dispune în temeiul articolului 122, articolul 204 și 114 din OUG numărul 57/2019, invalidează mandatul candidatului Herciu Iustin de pe lista Partidului Național Liberal ca urmare a renunțării la mandat. În temeiul articolului 122, articolul 204, raportat la articolul 114 din OUG numărul 57/2019, validează mandatul consilierului supleant Banu Mihai Răzvan. Prezenta se comunică secretarului general, prefectului județului Bacău și persoanei al cărei mandat a fost invalidat și validat. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților de către grepa instanții, astăzi 22.07.2022. Îl invităm pe domnul Banu. Consilier Banu să depună jurământul. Subsemnatul Banu Mihai Răzvan, consilier în cadrul Consiliului Local al Orașului Comănești, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 aliniatul 1 din Ordonanța de Guvern numărul 57/2019 privind codul administrativ, depun în fața Consiliului Local Comănești următorul jurământ de credință. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Comănești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Pe doamna Chirilă să prezinte sentința civilă numărul 349 din 22.07.2022 în vederea depunerii jurământului domnului consilier local Sarca Valentin Cristian. Sentința
Ședința civilă numărul 349 pe 2022, ședința publică de la 22 iulie 2022. Instanța constată că au fost depuse la dosarul cauzei documentele prevăzute de către dispozițiile articolului 114 aliniatul 2 și 3 din OUG numărul 57 pe 2019 privind codul administrativ. Instanța, considerând că au fost lămurite toate împrejurările de fapt și temeiurile de drept ale cauzei, reține cauza spre soluționare. Pentru aceste motive, în numele legii, dispune în temeiul articolului 122, articolul 204 și 114 din OUG numărul 57 pe 2019, invalidează mandatul candidatului Andrișan Viorel de pe lista Uniunea Salvați România ca urmare a renunțării la mandat. În temeiul articolului 122, articolul 204, raportat la articolul 114 din OUG numărul 57 pe 2019, validează mandatul consilierului supleant Sarca Valentin Cristian. Dată în ședința Camerei de Consiliu, pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței a 2207-2022. Îl invităm pe domnul Sarca să depună jurământul. Subsenatul Sarca Valentin Cristian, consilier în Consiliul Local al orașului Comănești, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117, aliniatul 1, din Ordonanța de Urgență numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, depun în fața Consiliului Local Comănești următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Comănești. Așa să mă ajute Dumnezeu. Trecem la punctul 3 al ordinei de zi, cu mențiunea că de la acest punct încolo, cei doi noi consilieri locali își exprimă și votul. 3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 167 din 6-11-2020 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate. Doamna secretar? Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 167 din 6-11-2020 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate. Consiliul Local al orașului Comănești, județul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 9-08-2022, având în vedere referatul de aprobare al primarului orașului Comănești, raportul de specialitate întocmit de către secretarul general, sentințele civile prin care s-au validat mandatele celor doi supleanți, HCL-urile privind constatarea încetării de drept a mandatelor foștilor consilieri, domnul Herciu Iustin și Andrișan Viore, în temeiul articolului 124, articolul 139, aliniatul 1, articolul 196, aliniatul 1, litera A, articolul 197, aliniatul 1 din OUG 57 privind codul administrativ, adoptă următoarea hotărâre. Consiliul Local al orașului Comănești aprobă modificarea articolului 1.1 din HCL numărul 167 din 6-11-2020 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate în sensul înlocuirii domnului Herciu Iustin PNL cu domnul consilier local Banu Mihai Răzvan PNL și a domnului Andrișan Viorel USR cu domnul consilier local Sarca Valentin Cristian USR, componența comisiei fiind următoarea: Laic Robert Constantin, Banu Mihai Răzvan, Ciobanu Adrian, Tiboi Claudiu, Sarca Valentin Cristian. Celelalte prevedere ale HCL 167 din 6-11 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate rămân în vigoare. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de doamna secretar. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute a unei suprafețe de teren din domeniul public către SECE Delgaz Grid S.A. pentru lucrarea, extindere, rețea și racorduri gaze naturale, presiune redusă, strada Progresului,
Numerele 72, 76, 78, oraș Comănești, județul Bacău. Ați avut materialele sau au fost prezentate în cadrul comisiilor, s-au discutat? Dacă mai sunt întrebări, dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! Următorul punct. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitude a unei suprafețe de teren din domeniul public către SECE del Gaz Grid S.A. pentru lucrarea, extinderea rețea și racorduri gaze naturale, presiune redusă, strada Poienii fără număr, oraș Comănești, județul Bacău. De asemenea, materialele au fost prezentate și discutate în cadrul comisiilor de specialitate. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute a unei suprafețe de teren din domeniul public către SECE del Gaz Grid S.A. pentru lucrarea, extindere rețea și racorduri gaze naturale, presiune redusă, strada Cireșoaia, numerele 177, 179, 181, 183, 183C, 185A, oraș Comănești, județul Bacău. Materialele au fost prezentate în cadrul comisiilor și discutate. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! Și ultimul proiect del Gaz Grid S.A. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute a unei suprafețe de teren din domeniul public către SECE del Gaz Grid S.A. pentru lucrarea, extindere rețea și racorduri gaze naturale, presiune redusă, strada Unirii, numărul 3, oraș Comănești, județul Bacău. Materialele au fost la comisie, au fost discutate. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind contracte de concesiuni și închirieri terenuri. Comisia de Urbanism, vă rog, domnul Darie. Mulțumesc. Comisia de Urbanism a analizat favorabil închiriere acta adițională la contractul de concesiuni existent pentru Comusteață, Liviu Cornel, 67 metri pătrați, strada Gării fără nume, Boxer Garaj, și de asemenea Comisia de Urbanism a avizat favorabil închiriere contracte de concesiuni teren prin schimbare beneficiarilor pentru Muraru Elena de la Muraru A. Ioan, 21,5 metri pătrați, strada Librăriei fără număr, garaj, și pentru Colăcel Georgiana de la Petrina Colcoș, 33 metri pătrați, strada Librăriei fără număr, boxe garaj. Aceste materiale au fost la comisie, au fost discutate, au fost prezentate de către domnul Cosmin Chiriac, discutate și analizate, și acum vă supun spre aprobare în forma prezentată de Comisia de Urbanism. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul Sarcan, am văzut votul, dacă... Mulțumesc! Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordurilor de colaborare cu gestionarii fondurilor cinegetice de pe raza UAT Oraș Comănești. În cadrul ședințelor de comisii de specialitate, doamna Ghenadea Alexandra ne-a prezentat legea și forma finală a acordului. Dacă sunt întrebări pe această temă? Dacă nu sunt întrebări, supun la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public 3 în orașul Comănești. Doamna Gura Alina, birou programe, ne-a prezentat în cadrul comisiilor de specialitate despre acest proiect. Dacă mai aveți și alte întrebări. Dacă nu sunt, supun spre aprobare acest proiect. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! La punctul 11 avem o informare despre care luăm la cunoștință și nu trebuie să votăm.
Informare privind raportul privind activitatea asistenților personal desfășurată în semestrul 1-2022. Ați primit materialele, le-am discutat în cadrul comisiilor. La acest punct doar luăm la cunoștință această informare de la SPAS. Trecem la alte probleme. Punctul 12. 12 cu 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 105 din 14 iunie 2022 privind modificarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului. Creșterea capacității de îngrijire și tratament a bolnavilor de SARS-CoV-2 în Spitalul Orășenesc Ioan Lascăr Comănești. Doamna Lupu Cristina ne-a prezentat în cadrul comisiilor, s-a discutat acest proiect, îl supun spre aprobare. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Și punctul 12 cu 2 este tot o informare privind raportul de audit financiar numărul 53.712 din 17.06.2022, decizia numărul 15 din 5.07.2022 emisă de Camera de Conturi Bacău. Domnișoara Gerber Daniela, director economic, ne-a prezentat această informare în cadrul comisiilor de specialitate, am luat cunoștință de această informare. Aici am încheiat punctele de pe ordinea de zi. Domnul primar? Dacă vreți să-mi dați voie, domnul președinte. Mă bucur și le spun și eu bun venit noilor consilieri locali. Sper că vor putea să vină cu lucruri bune pentru comunitate, pentru că noi am fost cu toții aleși de comunitatea noastră. Nu am fost aleși cu vreun scop anume sau cu vreun interes anume, ci am fost aleși ca să slujim această comunitate. Pentru că am fost aleși ca să slujim această comunitate, atât primarul cât și Consiliul Local trebuie să facă așa cum s-a depus, cum s-a jurat cu mâna pe Biblie și pe Constituție, să slujească această comunitate. Și pentru că trebuie să slujească această comunitate, trebuie să aducem la cunoștința comunității ceea ce dorim, ceea ce am făcut, ceea ce dorim să facem și ceea ce vom face noi pentru comunitatea care ne-a ales. Sunt consilieri care sunt mai noi, o parte sunt mai vechi, puțini mai știu sau poate și-aduc aminte sau nu știu deloc faptul că atunci când am fost eu ales primar al orașului Comănești în anul 2004, orașul Comănești a trecut prin niște perioade foarte, foarte grele, niște inundații catastrofale care nu s-au mai întâmplat decât la 100 de ani, așa spuneau atunci, în 2005, la 1000 de ani, spuneau atunci. Cu această ocazie a trebuit să refacem infrastructură, drumuri, case, diguri. Am reabilitat atunci 520 de case și am construit de la zero peste 200 de case. Am construit diguri și apărări de maluri și gabioane pe lungimi de zeci de kilometri. 16 kilometri s-au construit numai de gabioane. S-au construit rețele de apă, atât care au fost distruse de inundații, dar s-au construit rețele noi în toate cartierele orașului. Și nu în ultimul rând, a trebuit ca să facem în așa fel încât să putem elimina cauzele care au produs acele inundații și anume cauzele acestea au fost defrișările de pe toți munții care ne înconjoară. De aici, de la bariera, de la Sfântul Spiridon, când te uitai înspre Lăloaia, nu se vedea niciun copac. Mă rugam de cei de la primărie să photoshopeze acel deal, că dădea prea urât în poze. Atât era de
Era devastat. Anii au trecut, bineînțeles, noi am construit digurile, am construit gavioanele, am construit rețele de apă, noi am refăcut școlile, au fost afectate școlile, școala 5 bis, de două ori a fost praf, distrusă în totalitate aproape, am reabilitat-o de la A, zero, am făcut tot ce s-a făcut și urmează, bineînțeles, s-au făcut și alte proiecte, s-au făcut și străzi, s-au asfaltat străzi, s-au extins rețele de apă prin toate ulițele și satelor, că acestea sunt niște sate ale orașului Comănești, nu este un sat chiar cu blocuri, ci este un oraș. Și aceste sate, cartierele noastre, au fost reabilitate în limita posibilităților financiare și în limita priorităților. Prioritățile noastre au fost ca să facem diguri în aceste cartiere care au fost afectate de inundații. Prioritățile noastre au fost ca să reîmpădurim pădurile, pădurile defrișate, munții care au fost defrișați. Prioritățile noastre au fost ca să extindem rețele, să le înlocuim, să le reabilităm, să reabilităm străzile care au fost distruse rând pe rând toate. Și prioritățile noastre, bineînțeles, că au mers și înspre oraș, nu numai în cartierul Leloaia sau cartierul Șupan, ci ne-am extins și spre oraș, ne-am reabilitat școlile, ne-am reabilitat spitalul, ne-am reabilitat cartierul Vermești, Lunca de Jos, Leorda, Podei, Podina și mai departe. În acest moment ne aflăm în situația în care avem proiecte în derulare privind extinderea rețelei de gaze în cartierul Leloaia, proiect care este finanțat prin Ministerul Dezvoltării, pe proiectul Angel Saligny și de asemenea, în valoare de 350 de miliarde vechi, 35 de milioane de lei noi, și de asemenea, proiect de extindere a rețelei de canalizare și reabilitarea stației de epurare a orașului Comănești, proiect în valoare de 43 de milioane de lei vechi, noi, deci 430 de miliarde. Din cauza acestor proiecte, nu ne permitem să mai facem niciun fel de investiție privind asfaltarea acestor străzi din aceste cartiere, din cartierul Leloaia, în principal, cartierul Leloaia, Șupan și Șupan, pentru că ar însemna, și deși avem proiect și licitația făcută, și adjudecată și semnat contractul de asfaltare, a trebuit să asistăm lucrările până vom introduce rețeaua de gaze și rețeaua de canalizare. Cine are capul pe umeri și urechi de auzit, să înțeleagă că aceste lucrări nu se pot face după cum am vrea noi. Să asfaltez săptămâna asta sau anul ăsta și la anul să vin să sparg și să introduc aceste rețele. Pentru buna cunoștință a celor care, poate sunt noi veniți și nu știu, am achiziționat Palatul Ghica, care a fost în procese de 10 de ani, un monument istoric și un imobil de mare importanță pentru orașul Comănești, urmând și am făcut pași în vederea reabilitării și consolidării acestui imobil de foarte mare, care este, așa cum v-am spus, de foarte mare importanță pentru orașul nostru. S-au depus documente, se află pe lista sinteză la Compania Națională de Investiții. Tot noi am cumpărat Clubul 1 Mai, după care am făcut studii, proiecte și documentații în vederea reabilitării și modernizării acestuia, proiect care l-am depus la Compania Națională de Investiții și se află pe lista sinteză a Companiei Naționale de Investiții. De asemenea, tot Compania Națională de Investiții este acum cea care ne execută un proiect pentru o bază sportivă în cartierul Vermești. Cine locuiește în Vermești poate să observe acest lucru, că acolo este șantier în lucru și se lucrează cu spor. Tot în această perioadă, după ce am făcut aceste investiții, am achiziționat Palatul Ghica, am achiziționat Clubul 1 Mai,
A trebuit să facem demersuri privind reabilitarea și modernizarea Spitalului Ioan Lascăr. Lucrare de foarte mare importanță pentru orașul Comănești, ținând cont că acest spital a fost pe lista celor 67 spitale din țară care a fost închis. A fost singurul spital din România, din cele 67, pe care am reușit să redeschidem și să-l modernizăm prin mai multe proiecte europene. Astăzi ați aprobat cel de-al treilea proiect european, care are ca scop modernizarea și reabilitarea sistemului de lichide fluide în Spitalul Ioan Lascăr. Cine are de înțeles și poate să înțeleagă aceste despre ce este vorba și despre aceste lucrări de foarte mare importanță pentru noi, este ok și dacă nu poate să înțeleagă, poate să vină să-i dau eu niște explicații, dacă sunt care nu înțeleg. Spitalul Ioan Lascăr este un obiectiv major și de importanță majoră pentru noi, pentru că dacă nu am face această investiție, au vrut să-l închidă și în momentul în care nu aveau motiv să-l închidă, dar în momentul în care au apărut norme și obligații noi din punct de vedere al sistemului de sănătate, trebuie ca noi să ne încadrăm în ceea ce ne cer normele medicale. Va fi unul din cele mai moderne spitale din județul Bacău, poate nu numai din județul Bacău. Așa cum v-a mai spus domnul profesor Lască, spunea că dacă ar avea cu 10 ani, dacă ar fi cu 10 ani mai tânăr, ar veni să lucreze la un așa spital. S-a pus foarte mare accent și foarte multe discuții pe sistemul de apă, că ar trebui să dăm sistemul de apă la CRAB. Domnilor, vom trăi și dumneavoastră cu toții veți aproba și felicita faptul că am ținut cât am putut ca să nu pierdem acest sistem propriu al rețelei de apă al orașului Comănești. Sistemul de apă al orașului Comănești este singurul din județul Bacău care are schimbate rețelele de apă în proporție de 99%. Rețelele de apă din Comănești sunt schimbate în proporție de 99%. Nu este schimbată aducțiunea de apă de la Ciobănuș până la Comănești. Nu este și nu am reușit să facem încă modernizări pe un proiect de valoare mare. Am făcut modernizări, reabilitări la stația de tratare de la Ciobănuș în valoare de 5 miliarde de lei din bani proprii. Și în momentul acesta dorim ca să putem să trăim noi liniștiți câți ani ne va da Dumnezeu, până la 150 de ani, ca să putem să consumăm această apă, cea mai bună apă potabilă pe care o are un oraș din acest județ. Și singurul oraș care are două surse de apă. Avem sursa de apă de la Cărăboia, care este sursă proprie, și sursa de apă de la Ciobănuș. De la Ciobănuș sursă proprie și de la Cărăboia este sursa alternativă care ne putem în caz de avarie. Bineînțeles că sunt în momentul de față discuții și dispute la nivel de țară, de Europa, privind alimentarea cu apă. Sunt orașe întregi la nivelul țării, dar la nivelul întregii Europei ați văzut și dumneavoastră cum se pune problema legată de economie de apă și ce fel de criză de apă va urma de acum înainte, vom vedea. Am căutat să vă enumăr câteva din proiectele noastre și din obiectivele noastre principale ca și consilieri locali, pentru că suntem cu toți responsabili, atât eu ca și primar, cât și dumneavoastră, pentru ceea ce facem. Că dacă vroiam să predăm sistemul de apă, să nu-l mai avem noi, că las că-l dăm la CRAB, într-o bună zi cineva avea să dea explicații de ce a făcut lucrul ăsta, atâta timp când noi aveam sursă proprie de tratare, sursă proprie de aveam singura și stație de epurare. Sistemul nostru de apă este un sistem complet. Că mai trebuie modernizat, că mai trebuie reabilitat, astea sunt tocmai ceea ce v-am spus, că avem acum finanțare de 430 de miliarde de lei vechi, lucrări care le vom desfășura
cu toții și ne vom bucura cu toții de aceste investiții. Așa că vă rog să fiți alături de întreaga echipă care muncește pentru întreaga comunitate și care dorește să facă lucruri pentru comunitatea care ne-a pus în aceste funcții și în aceste scaune și nu ne-a pus așa doar de dragul de a avea fiecare o funcție sau de a avea un avantaj sau un dezavantaj. Eu vă mulțumesc, mulțumesc în primul rând, nu am încheiat, mulțumesc domnul Alboaie pentru că în perioada inundațiilor a fost cel care a stat pe baricade acolo, pe zona Lăloaia și pe tot ce s-a întâmplat, inclusiv s-a ocupat în mod special de replantarea munților care au fost defrișați de cine credeți? Nici mongolii, nici portughezii, nici turcii, nici nemții n-au venit să ne taie nouă pădurile. Le-au tăiat fiecare cum a putut. Cu drujba, cu căruța, a luat tot, a vândut și noi am rămas cu aceste necazuri pe care a trebuit să le scoatem la capăt. Așa că eu vă urez mult succes celor noi veniți și întregii echipei a Consiliului Local să putem să facem o echipă, să lucrăm împreună și să putem da dovadă acestei comunități că ne-a ales și că a meritat să ne aleagă. Vă mulțumesc frumos, domnul președinte. Da, vă mulțumesc și eu, domnul primar, pentru această recapitulare. Chiar cineva din Vermești spunea că, domnule, credea că nu mai începe odată lucrarea la acel complex sportiv de acolo. Discutam zilele astea când am văzut camioanele că îl trezesc la 6 dimineața. Da, l-am văzut pe domnul consilier Sarca, care ridica mâna. Da, domnul consilier. Da, dar în rândul meu, deci, în completarea celor afirmate de domnul Buman, am văzut și trăiesc că în canalul Turcii și am văzut cum se comporta toți acești ani și am chiar ajuns la un dialog, ca să zic așa, am înțeles. Aș vrea să vin cu o precizare. Primăria, prin eforturi susținute, s-a ocupat de reabilitarea drumurilor, de refacerea lor, dar legat de întinguire, primăria s-a ocupat în special de întinguirea totușului pe porțiunile unde drumurile erau tangențiale cu cursul. În rest, digurile au fost făcute de apele române pentru cu ajutorul a două firme care au câștigat licitația la acea vreme, Resca și Vega. Iar finanțarea s-a făcut prin Banca Europeană de Dezvoltare, dacă mi-am făcut bine aminte. Poate greșesc aici, nu mai știu exact secția de finanțare, dar în tot cazul plătește toată România acel credit. Și aș vrea să precizăm un pic, că este și o diferență de calitate a lucrurilor. S-a văzut ceea ce s-a făcut cumva, să zicem, în regie proprie, față de ceea ce au făcut cele două firme aduse de apele române. În altă ordine de idei, aș mai avea un gândire, dacă se poate, pentru o bună colaborare cu instituția primăriei, cu instituția primarului. Aș vrea, doamna secretar, dacă se poate, să gândesc organigrama actualizată cu tot personalul care lucrează acolo. Și, totodată, aș dori să avem toți microfoane, să ne facem mai bine auziți. Pentru că nu mi se pare firesc, chiar și pentru televiziune, să se audă mai bine domnul primar sau dumneavoastră ca președinte și noi ne auzim pe ecou. Cam atât de bun, dar vă mulțumesc. Da, am înțeles foarte bine domnul Sarca, așa este. Lucrările de îndiguire au fost făcute de apele române, dar mama dumnealui, când veneau puhoaiele mari, n-a sunat la apele române, deși lucra la apele române. A sunat la primar. Și la primar a sunat? Da, a sunat, da. Și primarul a făcut demersuri ca să se execute acele lucrări. Primarul a făcut toate demersurile, iar în momentul acesta avem diguri de protecție
pe toate malurile râului Protuș și pe afluent. Vă rugăm. Haideți să respectăm. Da, putem să... Da. Eu aș avea, din punctul meu, trăgând o concluzie, îmi doresc din tot sufletul să avem un dialog civilizat, să nu intrăm unii peste alții. Și astăzi și la ședințele viitoare. Pentru că în 2004-2005 la inundații am fost pe teren și după aceea am văzut cam ce s-au făcut acolo. Domnul Sarca a făcut o afirmație că acea calitate la ce s-a făcut la Aperele Române și ce s-a făcut în regie proprie, există o diferență? L-aș întreba pe domnul Sarca, ce expertiză aveți dumneavoastră în acest domeniu de vă puteți pronunța? Și cu asta voi încheia. Nu sunt singur pe planeta aceasta. Nu, v-am întrebat pe dumneavoastră. Deci, în momentul în care faceți... Domnul președinte, diferența de la acele lucrări este că au fost proiecte diferite. În momentul acela în care noi am lucrat tot pe un proiect pe fonduri, de la Fondul Solidaritatea, proiectantul a decis ca acele gabioane să fie făcute din gabioane și piatră zidită. Când a venit proiectul mare, pe bani de la Banca de Dezvoltare a Comunității Europene, BDCE se numește, proiect care a fost demarat de Primăria Orașului Comănești și bani accesați de la această bancă prin demersurile Primăriei Orașului Comănești, de aceea lucrările s-au făcut inițial doar în Orașul Comănești, după aceea s-a extins în alte localități, acel proiect a fost altfel gândit, în așa fel încât fiecare gabion a fost îmbrăcat și în ciment. Așa au fost proiectarea. Nu putea să facă proiectantul în primă fază, să pună betoane pe gabion, să-l îmbrace în betoane, dacă în proiect nu exista așa ceva. De asemenea, când s-au făcut lucrările pe Banca de Dezvoltare a Comunității Europene, BDCE, la demersurile făcute de primarul orașului Comănești și primăria orașului Comănești, când s-au accesat fonduri pe Banca de Dezvoltare a Comunității Europene, acel proiect a fost executat, proiectat și executat de alți proiectanți și de alți constructori. Acei alți proiectanți au venit cu noutatea de a îmbrăca acele gabioane în betoane. Poate că este mai greu de înțeles pentru unii, că s-au făcut niște proiecte care s-au respectat. Da, am vrut să completez, da. Dar nu vreau să intru de la început, am vrut să vă atrag și vreau să vă spun că dacă primarul Orașului Comănești nu își făcea datoria la vremea respectivă, acum era toți cu gura până la urechi, țipând, auleu, vine apa mare. Acum lumea se plimbă pe faleză și admiră frumusețile noastre, fără să fie nimeni intrat în panică că uite ce se întâmplă, ce apa a venit. Zeci de kilometri de gabioane făcute. Și acum vom face rețele de gaze și rețele de apă și canalizare. Pe baza unor proiecte și vor fi executate așa cum ne va da proiectantul. Îmbrăcat în beton, așa facem, îmbrăcat în beton. Neîmbrăcat în beton, neîmbrăcat în beton. Cum ne dă proiectul și cum se licitează acea lucrare, așa vor fi executate. Dacă se cere să fie conductă de fontă la conducta de canalizare, bineînțeles că constructorii și cei care vor executa lucrarea vor monta conducte de fontă. Dacă se va merge pe conductă de material plastic, se va licita și se va merge pe aia de material plastic. Nu putem să imputăm cuiva de ce a făcut așa și de ce n-a făcut așa. Pentru că așa a pretins proiectantul. Măria sa proiectantul. Măria sa proiectantul a venit pe soluția de gabioane fără betoane când s-au construit, pentru că acele au fost făcute chiar în timpul inundațiilor. Tot măria sa a venit și a spus, da, acum facem gabioane cu betoane. Nici nu a știut că se poate îmbrăca în betoane cele gabioane. Și la stația de... Bineînțeles că la extinderea rețelei de gaze vor veni tot proiectanții cu soluții pe care nu le putem comenta. Nici primarul, nici notar. Le executăm. Așa cum ne le propun ei. Mulțumesc. Da, vă mulțumesc foarte mult. Aici încheiem ședința.